Pentru a veni în sprijinul studenților, reprezentanții Universității din Petroșani găsesc soluții pentru a ajuta la anumite materii, cum ar fi matematica sau fizica. Dacă în trecut a existat un proiect câștigat de Instituția de Învățământ Superior de la Petroșani, prin care studenții de anul întâi erau ajutați de cadrele didactice să aprofundeze mai bine materia, iar profesorii erau plătiți, în acest moment se caută soluții pentru ca profesorii să fie plătiți din fonduri proprii pentru munca depusă. Încercăm iară să vedem dacă putem atrage niște proiecte, cum am avut un proiect Rosen, prin care studenții care intrau în anul întâi, intrau într-un curs de pregătire, în special la matematică, dar și la fizică, pentru aducerea la nivel, am putea spune, vis-a-vis de pretențiile și cerințele care se impun în anul întâi de facultate. Și profesorii erau plătiți prin acest proiect și s-a văzut pe parcursul a 2-3 ani o reducere a abandonului școlar, în special la anul 1, acolo unde se întâmplă cel mai des, și apoi la anul 2. Cea mai mare problemă cu care se confruntă universitățile este aceea a abandonului de studii, mai ales în anul întâi de studiu. Din această cauză se caută soluții pentru reducerea acestui fenomen.